Domnilor și domnilor, bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Ora de Dezbatere. Vă spuneam la sfârșitul săptămânii trecute, în ediția emisiunii de joi, atunci când l-am avut invitat pe parlamentarul USL Eduard Martin, că ne apropiem încet, încet de o perioadă de campanie electorală, mai exact, o perioadă în care parlamentarii care sunt aproape de final de mandat sau cei care doresc să devină parlamentari vin în fața oamenilor să spună sau să-și prezinte raportul și să le prezinte proiectele cu care ei vor să meargă acolo. Cu această ocazie oamenii pot afla pe cine să pună ștampila și își pot trimite în Parlament omul pe care ei îl consideră cel mai potrivit pentru acel loc. Așadar, o perioadă destul de dificilă, campania electorală, atât pentru populație cât și pentru parlamentari, și de aceea ne-am gândit și noi să vă facem această misiune mai ușoară, chemându-i în fața dumneavoastră pe cei care doresc să ajungă în Parlamentul României. Într-o astfel de situație se află și invitata mea din această seară, care îi spun bună seara și bine a venit alături de noi. Bună seara, bine v-am găsit! Este vorba de doamna Maria Stavrosidu, deputat în Colegiul 10 și candidat pentru Colegiul 4, Senat. Da, este foarte adevărat, chiar dacă acum aflu în Eforie, o localitate vecină localității Constanța, unde se află teritorial colegiul pe care îl reprezint și de asemenea colegiul pe care urmează să candidez, mă bucur foarte mult pentru că Eforie fiind atât de aproape de Constanța, cetățenii acestor localități se întrepătrund. Oameni din Eforie lucrează în Constanța și locuitorii ai Constanței vin să-și petreacă timpul liber în Eforie și uneori chiar să-și lucreze. Corect. Și de multe ori au și aceleași activități, orașele practic trăiesc uneori din aceleași activități, ca să spun așa. Bun, haideți să vedem. Nu cine sunteți dumneavoastră, dar spuneți-ne câteva cuvinte despre Maria Stavrosidu, pentru că am citit acolo pe pagina dumneavoastră de internet că faceți parte dintr-o clasă clasa politicienilor tineri, din generația tânără, care își doresc să schimbe mentalitatea, care își doresc să facă ceva. Ați reușit să faceți acest lucru, ceea ce v-ați dorit dumneavoastră în acești 4 ani? Nu știu. În ceea ce mă privește, în mod sigur, am avut o altfel de conduită politică decât se obișnuiseră și vechii politicieni, dar și electoratul. Am fost un politician dinamic, activ, un om în continuă comunicare cu cei pe care îi reprezint, dar și cu cei în fața cărora trebuie să îi reprezint. Situație deloc ușoară. Pentru că atunci când încerci să reprezinți oamenii în interesele lor, sigur că acea clasă opacă și amorfă a politicienilor nu te va privi cu ochi foarte simpatici. V-ați întâlnit cu oamenii din colegiul dumneavoastră? M-am întâlnit și mă întâlnesc. Și da. Vă întâlniți. Cum v-au perceput ei la început? Cum v-au perceput în toți acești 4 ani? Pentru că probabil la început au spus, domne, e nouă, n-am mai fost în politică. Cu timpul bănuiesc că și-au schimbat opinia. Știți ce se întâmplă? La început nu știu cum m-au perceput, pentru că îi cunoșteam prea puțin. Acum aflu cum mă percep și de-a lungul timpului au avut ocazia să mă cunoască. Din sondajele făcute, din focus grupurile făcute, reiese că cei care mă cunosc sunt mulțumiți de activitatea mea, cei care n-au avut ocazia să mă cunoască sunt total indiferenți. Asta înseamnă că timpul nu mi-a permis, timpul scurt, 3 ani de zile nu este un timp foarte lung, timpul scurt nu mi-a permis să ajung în casele tuturor și că eforturile mele trebuie să fie în direcția asta, în a mă întâlni cu cât mai mulți cetățeni. Bun, spuneam mai devreme că se apropie cu pași repezi campania electorală, nu știu, prea repede sau sincer, nu știu timp. Cum au trecut ăștia 4 ani, am fost într-o continuă fugă, tot timpul mi-am propus să fac foarte multe lucruri și tot timpul agenda era prea lungă în comparație cu timpul avut la dispoziție. Simt că am fost din campanie în campanie și activitatea din Parlament a fost una imperativă, adică ai niște constrângeri de program în care nu-ți mai pui problema ce vrei tu să faci, ci care este datoria ta.
Ce ai de făcut, ce îți dau alții temă să faci și ești obligat să o faci, că de aia te-au trimis oamenii în Parlament. Ați reușit să faceți față cu brio Parlamentului și cabinetului parlamentar de la Constanța? Eu nu știu ce înseamnă cu brio, pot să spun doar că m-am străduit. Ceea ce am ales să fac, având o activitate profesională care nu este incompatibilă cu demnitatea de deputat, adică am predat matematică la Universitatea Ovidius, am ales să renunț la, să-mi suspend activitatea profesională pe perioada mandatului, pentru că am simțit că nu este timp să le acoper pe toate. Activitatea mea în Parlament a avut și o altfel de conotație, în plus față de majoritatea colegilor mei, deoarece am avut șansa, am avut norocul să fiu aleasă în delegația care reprezintă România la Strasburg. Deci sunt din partea României în delegația parlamentară a adunării parlamentare a Consiliului Europei și acolo am avut într-adevăr valențe europene în activitatea mea. Bun, o să facem o scurtă pauză după care revenim. Actualitate, social, monden, politic, sănătate, cultură și nutriție exclusiv la Eforie TV. Dezbatem în direct cele mai importante evenimente. Eforie TV, televiziunea orașului tău. Intră acum pe Facebook și pe www.eforietv.ro, unde ne poți urmări online și fi la curent cu evenimentele din orașul tău. Am revenit pentru a continua discuția de aici din platou alături de invitata mea din această seară, doamna deputat Maria Stavrositu. Îmi spuneați că vă doriți să continuați proiectele și să mergeți în casele oamenilor acolo unde nu ați ajuns, la cei care au spus că sunt indiferenți la activitatea dumneavoastră pentru că nici nu au avut ocazia să vă cunoască. Acesta ar fi unul dintre motive. Care mai sunt celelalte motive pentru care v-au determinat să mergeți din nou în Parlamentul României? Faptul că nu mă cunosc oamenii nu este un motiv să merg mai departe. Motivul pentru care vreau să merg mai departe este că am foarte multe proiecte. Am reușit să fac destule lucruri pentru comunitatea mea în acest mandat și vreau să fac încă și mai multe lucruri. După 4 ani, acumulez o experiență parlamentară, acumulez o maturizare a relațiilor interumane din Parlament, din rândul persoanelor influente și dacă în primii ani îți ia foarte mult timp să obții o audiență la un ministru, în al doilea mandat durează foarte puțin să obții acest lucru pentru că, după cum știți foarte bine, parlamentarul în pixul lui nu are mai nimic. Parlamentarul în pixul lui are doar dreptul și posibilitatea să propună un proiect de lege, să genereze o dezbatere, să scrie o declarație politică despre o stare de fapt sau despre un eveniment important cu relevanță politică pentru comunitate sau să pună o întrebare executivului, o întrebare sau o interpelare despre o situație ne la locul ei, o situație pe care, pentru care soliciți ministrului o remediere, o rezolvare. Asta este ce poate să facă un parlamentar, asta este fișa postului unui parlamentar. Dar pe de altă parte, ca parlamentar, tu poți să susții sau să nu susții un guvern. Și atunci trebuie să fii într-o strânsă comunicare cu acel guvern și îl susții condiționat dacă realizezi și ești convins că agenda guvernului corespunde cu agenda cetățeanului pe care îl reprezinți. Dacă vei constata că această agendă este foarte diferită, ai dreptul să nu susții acel guvern. Și atunci este obligatoriu să ai o strânsă legătură cu guvernul, astfel încât să existe o convergență între aceste două agende. Și asta am ales eu să fac, comunicare strânsă cu guvernul, prin care să aduc la cunoștința guvernului probleme din colegiul meu, probleme pentru care am fost mandatată de constanțeni, să le rezolv sau să le aduc la cunoștință spre a se găsi o soluționare acolo unde ea este posibilă la nivelul executivului. De ce nu deputat acum și de ce senator?
Da, asta este o întrebare. De ce nu deputat și de ce senator? Aici, dacă vreți să fiu foarte sinceră, va părea că sunt foarte rea. Pentru că am considerat că mandatul de senator, deci nu, acum nu spun răspunsul chiar sincer, dar va trebui să fii sinceră până la capăt. Dar ca senator ai posibilitatea să reprezinți mult mai mulți oameni. Deci, ca deputat, ești ales și reprezinți 64.000 de locuitori în Colegiul 10, ca senator undeva la 147.000 de locuitori pe Colegiul de Senat. Acum, ca să fiu sinceră și am încercat să evit răspunsul ăsta, dar știți cum e, pe unii oameni îi mănâncă limba. Eu am și obișnuit constanțenii să fiu foarte directă, foarte sinceră, acel politician care nu tace și care spune ce are de spus. Au existat ipocrizii de-a lungul timpului din partea unora și altora, de obicei ale unor oameni care cunosc doar eșecul în viață. Știți că atunci când ratezi odată, ratezi de două ori, ratezi de 5 ori, de 10 ori, încep să acumulezi așa o răutate și o frustrare care te face să împroști cu noroi. S-au spus niște lucruri neadevărate și acum, în momentul acesta, acei oameni care au vorbit strâmb au ocazia să se măsoare în directă competiție cu cea pe care au denigrat-o. Aștept o confruntare directă. Eu le-am lansat o confruntare contra candidaților mei, față în față, să ne privim în ochi și să spunem ce avem de spus, cu un moderator independent care să pună acele întrebări la care oamenii vor să audă răspunsul. Și atunci oamenii vor vedea cine suntem și vor avea posibilitatea să-i taxeze pe cei care au mințit, să-i taxeze pe cei care au furat și să-și aleagă acel om pe care îl consideră într-adevăr că le reprezintă interesele, acel om care le reprezintă cu onestitate interesele. Ați pătruns așa încet, încet pe o linie pe care sigur și noi ne dorim să o atingem. Din păcate, cred că și din nefericire pentru noastră, până la urmă s-a întâmplat această ruptură de Partidul Democrat Liberal. Poate că nu vă doreați, însă, așa cum ați spus și dumneavoastră, au existat lucruri neadevărate care s-au spus despre dumneavoastră. Este definitivă, este clar că nu vă veți mai întoarce în rândurile Partidului Democrat Liberal? Și, practic, care a fost... Sincer, eu nu mai văd un viitor Partidului Democrat Liberal acum, dar nu ăsta este motivul pentru care am plecat de acolo, ci mi-am dat seama că eu nu am cum să-i mai reprezint pe cetățeni acolo. În Partidul Liberal s-a ajuns ca totul să fie tranzacționabil. Eu n-am de unde să plătesc pentru că n-am furat. Eu pot să mă uit în schimb liniștită în ochii oamenilor și să le spun că sunt un cetățean onest ca și majoritatea dintre ei și nu pot decât să mă prezint în fața dumnealor așa cum sunt. Eu nu pot să tranzacționez nimic și nici nu mi-am propus și nici nu vreau. Ceea ce mi-am propus este să fac o politică onestă. Din păcate, agenda Partidului Democrat Liberal nu doar că s-a îndepărtat încet, încet de cetățeni, dar a ajuns acum să fie atât de departe încât chiar și la nominalizarea candidaților, alegerile au fost făcute în total dispreț față de ce așteaptă cetățenii de la un partid. Dumneavoastră, cum vedeți că un partid trebuie să-și construiască oferta electorală? Nu ar trebui să se uite la ce așteaptă oamenii de la ei și, în concordanță cu așteptările lor, să-și construiască oferta electorală? E, dacă se ajunge ca o combinație sforării din interiorul unui partid între amenajarea 3 sau 5 personaje să transceadă interesului public și așteptărilor pe care oamenii aceștia le așteaptă de la un partid, atunci este foarte clar că sunt într-o direcție total greșită și este mai bine ca în orice căsnicie în care nu se mai poate să spui stop, aici chiar nu se mai poate. Am făcut o sondare în rândul constanțenilor. La acel moment atinsese vreo 2000 și ceva de apeluri telefonice. Acum pot să vă zic că am depășit 5.000
și i-am întrebat pe Constanțeni. E adevărat că 2000, cam 2400, e puțin în comparație cu cele 27.000 de locuințe câte există în colegiul meu. Dar pot fi un eșantion reprezentativ, pentru că aproape în totalitate oamenii spuneau așa: da, ați fost un parlamentar activ, un parlamentar dinamic, ați făcut lucruri. Eu trebuie să vă mărturisesc că în toată această perioadă am ținut legătura strâns și am informat pe alegători despre activitatea mea, chiar dacă asta a însemnat un efort considerabil, prin newsletter-uri, prin scrisori, prin rapoarte de activitate pe care le-am trimis la toți cei care stau în colegiul meu. E adevărat că unii aleg să le citească, alții le aruncă direct la gunoi, dar este alegerea dumnealor. Eu mi-am făcut datoria și nici nu pot să mă supăr pe cineva care are alte priorități decât să citească ce am făcut eu în Parlament. Eu le pun doar la dispoziție materialul. În majoritatea acestor oameni care îmi cunoșteau activitatea au spus că vor să mă aleagă, indiferent din ce postură, dar preferă postura de independent. Parte din dumnealor erau foarte supărați pe PDL și le-am spus așa cum dumneavoastră vă simțiți nedreptățit de PDL și eu sunt la fel. Deci, din acest punct de vedere, suntem în aceeași situație, avem ceva în comun. PDL-ul n-a apreciat încrederea și onestitatea oamenilor. Noastră, la momentul în care v-ați dat demisia, ca orice parlamentar nemulțumit de organizația județeană, sunt convinsă că... Nu doar de organizația județeană, ci de anumite general persoane. De anumite persoane, da. Acele persoane făcând parte din conducere, ca să nu nominalizăm, dar ca să lăsăm discreționar, discreționar. Și acele persoane sunt nereprezentative pentru partid. Dar din păcate, nu, așa aici trebuie să mă lăsați să vă spun. Vă rog. Din păcate, într-o organizație în care ai un cap care te duce într-o direcție greșită și te reprezintă prost, rușinos, degeaba sunt 100.000 de oameni inteligenți de desubt, dacă la decizie acei oameni inteligenți nu au acces și decizia este luată de acest om incompetent. Dar ați fost și nu e doar la nivelul județean, e și la nivel național aceeași situație. Asta voiam să vă întreb. Bănesc că ați mers la nivel național. Sigur să da. Cereți o intervenție de acolo, pentru că așa și se aceeași situație. Trei sferturi din colegii din biroul permanent național s-au ridicat în picioare și au luat poziție în favoarea păstrării în echipa unui om care și-a făcut datoria față de cetățeni în primul rând, cu onestitate. Dar a existat un om care a considerat că are nevoie de finanțare și condiția finanțării este scoaterea mea de pe listă. Adică m-a vândut. M-a vândut la belciuge, da? A primat din nou interesul personal. Da. Ca să zic așa, decât interesul oamenilor da. Care... Și acum îmi dau seama de ce aveau nevoie de acei bani. Văd că PDL-ul are nevoie de un sediu de 30.000 de euro pe lună în centrul Bucureștiului. Un sediu luxos, cu arhitectură impozantă. Este păcat. Poți să stai, ca să-ți păstreze onestitatea și demnitatea, poți să stai și într-o hală industrială și să muncești cu creierul și cu inima la fel de bine în interesul omului. N-ai nevoie de sedii super luxoase și super scumpe, dacă acestea înseamnă un compromis rușinos. Acum, eu n-aș vrea să mă transform într-un martir și să vă povestesc că ce mi s-a întâmplat mie nu s-a mai întâmplat nimănui. Nu, doamnelor și domnilor, suntem 41 de parlamentari, toți din aceeași categorie care și-au făcut treaba în colegiile lor, astfel încât au ajuns să fie colegii care arată foarte apetisant. Adică la un calcul de ăsta politicianist, care sunt colegiile câștigătoare, ale noastre ieșeau câștigătoare și atunci era ușor de tranzacționat. Nimeni nu vrea un colegiu prost, da? Toată lumea cere un colegiu, caută un colegiu elicibil. Colegiul doamnei Stavrositu, fiind întotdeauna fruntaș, dat fiind efortul pe care doamna Stavrositu, adică eu, l-am depus constant în acești 4 ani, era foarte dorit de oameni care s-au aflat. Apropo, domnul pe care l-au pus în locul meu, îl zic domn pentru că sunt elegantă. Acel băiat pe care l-au pus în locul meu a fost respins de doamna Monica Macovei, de acea comisie de integritate, pentru că există destule dovezi că acest om are un comportament, are afaceri dubioase, incompatibile cu demnitatea de deputat. Ce șanse îi dați lui Florin Gheorghe în fața lui Mădălin Voicu pe Colegiul 10?
Nicio șansă. Acel colegiu ar fi fost câștigat dacă acolo candida Maria Stavrositu. Motivul pentru care a fost scoasă Maria Stavrositu este exact ăsta. Înțeles. Bun, am întrebat de așa. Dar mai există și candidatul PPDD-ului acolo, așa că nu se știe cum se va finaliza, dar domnul Gheorghe va fi pe locul 3 acolo. Așa că nu are nicio șansă. Adică îi dați chiar mai multe șanse doamnei Ploscaru? Da. Decât lui Florin Gheorghe. Categoric. Am înțeles. Bun, a apărut această ruptură de Partidul Democrat Liberal definitivă și irevocabilă. Dumneavoastră însă v-ați dorit în continuare să candidați și mi-ați spus că... Nu numai eu. Stați puțin, doamna Buzoianu. Dacă aș fi considerat că este un demers și o ambiție personală, scuzați-mă, am destule lucruri de făcut. Nu ar fi fost fair, nu ar fi fost cinstit. Dar dacă simți că oamenii cu care ai făcut o echipă și ai construit ceva și sunt sute de oameni, poate mii de oameni cu care am făcut acest lucru, îți cer să mergi mai departe și să-i reprezinți, atunci cred că nu mai este o opțiune personală, ești obligat să faci asta. Mi-a spus însă că, virgulă, ca și independent, nu ați fi putut merge mai departe sau hai să spunem că nu ați fi avut acele șanse. N-aș fi avut nicio șansă, care da. Să vă ducă inițial în am pornit Parlament. Acest traseu ca independent. Ca independent erau două condiții pentru a ajunge în Parlament. Unu, să-mi depun candidatura, așa, asta ar fi însemnat să strâng un număr de câteva mii de semnături în câteva zile, cât aveam eu la dispoziție, 3 zile, poate că aș fi reușit. Nu, asta era problema. Dar cea de-a doua condiție, aceea de a strânge 50% plus 1 din voturile exprimate, era imposibil de atins pentru un candidat independent. Un candidat independent nu are reprezentanți în secția de votare, nu are cine să-i protejeze voturile. Știți că de-a lungul timpului se tot povestește despre fraude care se întâmplă în secția de votare. De obicei, voturile candidaților independenți sunt împărțite în mod egal la celelalte partide. Și asta ar fi însemnat un demers sinucigaș, doar să această candidatură ar fi fost echivalentă doar cu o platformă de a te exprima în spațiu public, fără nicio finalitate. Adică demersul meu este să-i reprezint pe constanțeni în Parlament și ceea ce am făcut până acum să continue și să prospere, să crească, să sporească. De unde alegerea către PPDD? Sau de ce? N-a fost o alegere. A fost singura variantă posibilă. Vă amintiți că până în ultimul moment am stat și am analizat. Am fost un telefon pe care l-am primit de la fostul senator de Constanța, Viorel Pană, pe care îl cunosc de foarte mulți ani. Dumnealui a avut o colaborare profesională cu soțul meu pe piața de capital. Și fiind o relație de familie, am mai ținut legătura de-a lungul timpului, dumnealui fiind implicat într-o mișcare ecologistă, o platformă civică în zona mișcării ecologiste. Asta vară când ne-am întâlnit, mi-a povestit de proiectul dumnealui. E vorba de o organizație non-guvernamentală, al cărei președinte este Răzvan Teodorescu, fostul ministru al culturii, unde sunt și alte personalități din societatea civilă, cum ar fi generalul Chelaru. M-am alăturat acestui proiect și în zilele trecute domnul Viorel Marian Pan îmi povestea de protocolul pe care urma să-l facă această platformă civică cu PPDD-ul. Protocol prin care PPDD-ul pune la dispoziția Uniunii Ecologiste din România, așa se cheamă ONG-ul, un număr de 10 locuri spre a candida în Parlament și spre a reprezenta societatea civilă în Parlament. Astfel încât m-am alăturat și eu echipei de 10 reprezentanți ai societății civile care să candideze în Parlament pe listele PPDD. Doamna Maria Stavrositu, cum ați ajutat dumneavoastră în acești aproape 4 ani de zile județul Constanța în Parlamentul României? Pe scurt, prima promisiune pe care am făcut-o eu acum 4 ani a fost aceea de a face câteva lucruri bune pentru educație. Și ca să faci bine în educație, ai două planuri paralele. Aceea în a schimba legislativ sistemul de educație, care era un sistem greoi,
procedural era prea complicat, programe prea stufoase, de a simplifica lucrurile astfel încât să fie mult mai eficient și performant, să centrezi în mijlocul acestui sistem elevul și nu să prioritizezi interesele profesorilor, sindicatelor, primăriilor și așa mai departe. Și am făcut acest lucru. În al doilea rând, cel de-al doilea plan pe care trebuie să acționezi este acela al sistemului de clădiri și infrastructurii de care este nevoie pentru a desfășura un proces didactic la un nivel civilizat. Știm foarte bine că în ultimii ani școlile s-au degradat, că pentru a reuși să renoveze sala de clasă este nevoie de intervenția părinților și eu am doi copii, sunt părinte, știu și fac asta la școală și am făcut asta în clasele copiilor mei, dar că într-o școală este nevoie de mult mai multe lucruri, e nevoie de a se păstra un nivel al igienei, de un environment care să asigure o dezvoltare sănătoasă și așa mai departe. Și lipseau fondurile destul de flagrant. Adică o școală în care există igrasie este o școală în care copilul tău este oricând expus la a se îmbolnăvi de plămâni sau de astm. O școală în care grupurile sanitare sunt mucegăite și infecte este o școală în care tu n-ai siguranță că copilul tău nu va veni bolnav acasă. Nu va lua tot felul de microbi și așa mai și tot felul de infecții. Știu că ați avut o preocupare și pentru violența în școli. Da, acum vorbeam de lucrurile practice, alea care se văd. Da. În fiecare grădiniță, în fiecare școală, în fiecare liceu am încercat să identific care sunt problemele urgente. Pentru că știți foarte bine, a fost o perioadă de criză. Fiecare bănuț a trebuit să fie smuls de la acel ministru care are în pixul lui fonduri, puține fonduri. Și de aceea vă spuneam că e foarte important durata dintre momentul solicitării unei audiențe și momentul obținerii ei. Cu cât mai scurtă, cu atât mai bine. Eu am reușit să am o comunicare cu ministrul educației și să fac un lobby insistent astfel încât să rezolv acele probleme grave și urgente din colegiul meu. Grație acestor eforturi, grădinițele astăzi arată mult mai bine. Școlile la fel și-au rezolvat câteva probleme urgente, liceele așișderea și sper că și universitățile vor reuși să beneficieze de fondurile pe care le-am atras și vor reuși să-și finalizeze lucrările începute și neterminate. Mă întrebați de violența în școli? Sigur că da. Violența în școli, violența domestică au fost pe lista priorităților mele legislative. Și, într-adevăr, o propunere concretă pe care o voi face, în afară de aceea a construi un cadru legislativ prin care copiii să se simtă mai în siguranță în școli, o propunere concretă este ca fiecare școală să aibă, și am și reușit acest lucru, să aibă camere de supraveghere, astfel încât să ne trimitem copiii mai protejați, să simțim copiii noștri sunt mai protejați atunci când îi lăsăm sub supravegherea cadrelor didactice la școală. Dar nu la bacalaureat, că îi stresăm prea tare. Nu. E nevoie și de un bacalaureat serios, credeți-mă. Și unul internațional, pentru că știu că ați avut o inițiativă în acest sens. Da. Și toți au bacalaureatul acum. Asta este pentru elite. Este o opțiune. Bacalaureatul internațional este o opțiune, pentru că bacalaureatul românesc nu este recunoscut în toate universitățile din străinătate. Am propus ca celor tineri care doresc să-și continue studiile superioare în străinătate să le ofer opțiunea, este o opțiune, atenție, de a alege un sistem de bacalaureat numit bacalaureatul internațional, un sistem la care sunt conectate majoritatea universităților de prestigiu din Europa și din lume. Înțeles. Este un sistem integrat, e un altfel de sistem, o programă, e un numitor comun pentru aceste licee care își uniformizează programa didactică și nivelul de felul de examinare.
Întorcându-ne un pic la politica și la campania electorală, pentru că până la urmă cred că ăsta este subiectul. Dacă permite, vă rog. Solicitarea cu bacalaureatul internațional a venit tot din colegiu, de la elevi absolvenți ai liceu, sau elevi ai liceului Mircea cel Bătrân și cadrele didactice din cadrul liceului Mircea cel Bătrân. Deci, în general, inițiativele pe care le-am avut au fost, așa cum este normal, izvorâte din necesitățile celor pe care îi reprezint. A fost suficient să vină să-mi ridice o problemă, să aibă argumente, să văd că această problemă are acoperire și nu deranjează în partea cealaltă pe nimeni și atunci am susținut pe nimeni. Nu deranjează cetățenii și legea. Corect. Că am avut și inițiative care au deranjat. Asta înseamnă că ați stat de vorbă nu doar cu cei care pun ștampila pe buletinul de vot, ci și cu elevii, care nu toți au 18 ani, nu pot merge la vot. Am vorbit și cu elevii, am avut inițiative de dialog și cu elevii și aici aș putea să vă dau câteva exemple. Un proiect tare drag mie și uite, acum îmi dau seama că în broșura pe care o fac n-am scris despre el. Educația civică predată interactiv în școli. Și acolo este un sistem pe care l-am propus profesorilor și diriginților care predau educație civică și au existat 2 sau 3 școli din Constanța care au aplicat acest sistem și am fost în școală să văd rezultatele acestui proiect și într-adevăr sunt minunate. Am înțeles. Haideți să ne întoarcem la campania electorală. Ne-ați spus câteva dintre motivele pe care ar trebui sau datorită cărora ar trebui să vă voteze constanțenii. Am mai avut un proiect în care am stat de vorbă cu elevii, se cheamă Didactica Antidrog, un proiect integrat în parteneriat cu un ONG din Constanța, cu Rotary, Clubul Rotary, în care au fost implicate și alte instituții, Inspectoratul Școlar, Poliția Română. Pentru că știți, noi părinții avem nevoie de siguranță. Siguranța copiilor noștri este cea mai importantă și o amenințare recentă pe care nu prea știm cum să o gestionăm nici noi părinții, nici noi profesorii, este aceea a drogurilor, a produselor etnobotanice care fac ravagii și ne distrug copiii. Și atunci m-am gândit să fac un proiect prin care să prevenim, să educăm, să informăm. Și nu să educăm doar copiii, să educăm și părinții, să educăm și diriginții cum să discute, cum să abordeze acest subiect dinainte de a fi o problemă pentru fiecare elev, astfel încât elevul să fie conștient, copilul trebuie să fie conștient că este în interesul lui să stea cât mai departe și să respingă, să știe să spună nu acestor tentații sau propuneri. Nu asta vreau să zic. Cum vedeți această campanie electorală? Una de fair play? Una, nu știu, în care se va ajunge și la alt fel de lupte decât cele normale care ar trebui să se desfășoare într-o campanie electorală? Dat fiind că îmi cunosc contracandidații și știu cu ce fel de instrumente lucrează și unul și altul, mă aștept la orice. Și cred că veți vedea, eu cred că voi vedea atacuri sub centură neasumate. Că sunt lași, n-au curaj să și le asume. Dar știți cum este, văzând și făcând, vom trăi și vom vedea. De cine vă e cel mai mare teamă? De Dumnezeu și de lupta electorală. Și de lege. Mie mi-e teamă. Deci nu vă e teamă nici de Mircea Banias, nici de Gigi Chiru, cât despre ceilalți. Îi cunosc. Nu. Am înțeles. Practic, unul dintre ei a pornit tot din rândurile partidului dumneavoastră, tot de acolo, e normal. Și nu mai este, celălalt este în continuare. Știți ce, amândoi, până să ajungă în PDL, au trecut prin câteva partide. Domnul Banias prin vreo 4-5. Domnul Chiru, 1-2, nu mai știu exact, da. Ea la mine era prima opțiune și... Am înțeles. Mi-am dat seama că ceea ce îmi doresc este să am independența de a-i reprezenta pe cetățeni numai în acest spirit. Care credeți că vor fi rezultatele ale dumneavoastră la nivel național, ale partidului din care faceți parte? Știți ce se întâmplă? Partidul din care fac parte, Partidul Poporului Dan Diaconescu, partidul care mi-a întins o mână de ajutor și cu care am un parteneriat frumos, va face o surpriză foarte frumoasă la aceste alegeri și asta pentru că s-au străduit să-și găsească candidații
venind în întâmpinarea nevoii alegătorilor. Au un mesaj corect și un mesaj în care oamenii se regăsesc și mai mult decât atât, au o deschidere și o bunăvoință și o dorință de a face bine pe care, din păcate, în rândul corifeilor marilor partide nu le mai întâlnești. Ați plecat de curând din PDL, un partid care acum, iată, a intrat într-o alianță cu alte formațiuni politice și care va merge în alegeri sub denumirea sau sub umbrela ARD. Doamna Cătălina Buzoianu, am plecat din PDL. Așa au fost lucrurile. N-am ales eu Sigur. Să fac asta și nici marea majoritate a pedeliștilor n-au ajuns asta. Au ales doi oameni. Problema este că cei candidații pe care îi propune PDL-ul la ora asta nu îi reprezintă pe pedeliști. Pedeliștii nu se simt reprezentați nici de Chiru, nici de șleachta lui. Care credeți sau ce șanse dați ARD-ului, practic? Pentru că nu mai vorbim de PDL. Vorbim și de mai ARD. Puține șanse decât PDL-ului. Credeți că va duce PDL-ul în jos sau va ridica? Pentru Sunt că eu mă gândesc că acum... va duce PDL-ul în jos. Mă gândesc că a fost o strategie de a ascunde oarecum partidul sub această denumire și să-l ducă undeva mai să-l sus. Să-l ascundă până nu o să se mai vadă, cum a făcut și Chiru la locale, s-a ascuns de PDL, de a făcut un scor mult mai puțin decât PDL-ul. Deci vă dați seama, a băgat vreo 2 milioane de euro într-un brand care nu mai există, a dorind să se ascundă de PDL, iar PDL-ul, fără nicio investiție, a scos câteva procente mai mult decât el. Adică jenant, o strategie jenantă. Cam asta e și strategia de acum. Am înțeles. Pentru că ne apropiem încet încet de finalul emisiunii, haideți să vorbim un pic. E dureros pentru oricine și pentru mine, dar pentru mine este lăsat în urmă, eu am drumul meu mai departe și partidul meu este Constanța. Haideți să vorbim un pic despre dumneavoastră. Înainte de a fi politician, sunteți, așa cum a spus, mamă, sunteți soție, da. Sunteți om până la urma da, urmei. Cum ați reușit să împăcați în toți acești ani viața de familie cu politica? Ați reușit pentru că politica a însemnat practic capitală, București, Constanța. Cum a fost? Pentru mine politica a însemnat capitală, București, a însemnat Constanța, dar a însemnat și capitale europene. Politica a însemnat foarte mult Strasburg, acolo unde se țin ședințele plenare ale adunării parlamentare a Consiliului Europei. Eu fiind membru al acestui for, a trebuit să particip la ședințe unde este necesar să se audă și vocea României. Și slavă Domnului, am reușit să fac o impresie bună pentru România, pentru că acum sunt colegi care știu cum mă cheamă și ce reprezint. Slavă Domnului că aprecierea lor a transmis o imagine pozitivă și pentru România, pentru țara pe care am reprezentat-o acolo. Și aprecierea lor este dovedită și de modul în care m-au tratat acolo și au ales să-i reprezint. Am fost trimisă să reprezint adunarea parlamentară a Consiliului Europei, deci am fost reprezentanta unui for european în mai multe evenimente internaționale, în conferințe internaționale, în workshop-uri internaționale. Unde a fost familia în toată această perioadă? A fost alături de dumneavoastră? Cum? Și mai ales să-mi termin ideea, m-au ales să fiu vicepreședinta Comisiei de Cultură, Educație, Media și Știință a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Familia mea de cele mai multe ori era acasă și mulțumesc IT-știlor că au inventat Skype-ul, astfel încât să ne putem vedea pe Skype în fiecare seară și Skype-ul pe internet. Și n-a fost ușor. Din punctul ăsta de vedere, eu le sunt mai mult decât datoare cu foarte multe și soțului meu și părinților mei și copiilor mei, pentru că i-am frustrat de foarte multe seri în familie și de prezența mea de la foarte multe evenimente din familie. Nu, deputat, v-ați îmbogățit din activitatea de parlamentar? Da, am declarația de avere. Sunt dintre, nu și nu sunt puțini, acei parlamentari care au sărăcit pe perioada, au sărăcit. Nu s-au îmbogățit, s-au puțin mai puțin bani pe perioada mandatului. Eu personal, fiind soția unui om de afaceri, unui om de afaceri care nu face afaceri cu statul, ca toți agenții economici în această perioadă, lucrurile merg nu foarte bine. Nu
merg din plin așa cum mergeau până în 2008. Deci au mers scârțit. S-a simțit deci, și la noastră supraviețuirea. Da, soțul meu, într-una din companiile lui, avea sucursale în mai multe orașe din țară, nu le mai are. A fost nevoit să se restrângă pentru a supraviețui la Constanța și București. Ce alte pasiuni mai aveți dumneavoastră? Pasiunea mea, principala mea pasiune până să ajung în politică era cititul. Acum citesc revista presei, citesc foarte multă presă, citesc foarte multe analize politice și așa mai departe. Și îmi place să ies în parc cu copiii. Am și niște role, din păcate le folosesc foarte, foarte rar și o bicicletă pe care iar o folosesc foarte, foarte rar și mi-aș dori să o pot folosi mai des. Regretați ceva din ceea ce ați făcut? Îmi place să dansez, îmi place să merg la cluburi, la petreceri, dar trebuie să vă spun că în ultimii 4 ani, nu știu dacă am ajuns de 3 ori în club. Așa ca domnul primar? Din păcate nu, cred că am ajuns doar la onomasticile unor prieteni. Regretați mi-ar ceva? Place, nu, mi-ar place să merg la club, dar n-am timp. O noapte pierdută pentru mine ar însemna 3 zile în care să n-am eficiență muncă și nu-mi permit. Am înțeles. Regretați ceva din ceea ce ați făcut sau regretați că nu ați făcut ceva și v-ați fi dorit foarte mult? Da, regret că n-am prins alte timpuri de boom economic în care, într-adevăr, ideile și proiectele mele să-și găsească resursele și finanțarea pentru a fi implementate. A fost un mandat chinuitor, un mandat foarte greu, un mandat în care a trebuit să te zbați pentru o grămadă, să rezolvi o mică problemă și asta n-a fost situația Mariei Stavrositu din Constanța, nu, așa au fost majoritatea politicienilor și cred că asta îmi spuneau foarte mulți și că măi, dar tu ca deputat ai reușit să faci mult mai mult decât au făcut alții de-a lungul timpului sau în această perioadă. Este foarte adevărat, dar eu aș fi vrut să fac și mai mult. Dacă ar fi să întoarceți timpul înapoi, ați face același lucru? De exemplu, acum 4 ani, înainte să intrați în politică. Nu aș mai intra în politică. Dacă de ce? Acum 4 ani. De ce? În momentul în care ești în politică, intervine o rostogolire așa a voinței de a finaliza proiecte. E un microb. Renunți la un lucru foarte de preț, la liniștea ta și a familiei tale când intri în politică. Da. Dar nu mai poți da înapoi, pentru că pe prioritatea agendei tale nu mai este liniștea ta și a familiei tale, este finalizarea unor proiecte și atunci... Credeți că ar trebui să fie mai multe femei în politică? Da, categoric. O lume politică în care procentul femeilor să fie unul considerabil, deci vocea lor să fie și echilibrul femeii să fie simțit în politică, va fi o lume politică în care vom avea mai puțină corupție, mai puțină irresponsabilitate, mai puține eșecuri, pentru că femeile sunt de cele mai multe ori mame și mamele, prin definiție, sunt persoane care nu se expun riscurilor, sunt persoane responsabile. Tot timpul se vor gândi că au copii acasă și că modul în care fac decizii și alegeri trebuie să le ofere siguranță lor pentru că trebuie să-și protejeze copiii. Așa cred eu. Uniunea Social-Liberală a anunțat, cel puțin în județul Constanța, obținerea unui scor de 50+1 în toate colegiile. Cum vedeți acest, nu numai deziderat, nu că și-ar dori, sunt ferm convinși că se va întâmpla. Eu nu cred că. Cred că este o declarație politică. Și dacă vă amintiți luptele acelea de wrestling, poate că dumneavoastră nu vă uitați că sunteți femeie, dar bărbații sigur se uită, eu știu că tatăl meu se uită și apar acolo și spun îți fac, îți așa, eu sunt cel mai tare. Cam asta face și USL-ul acum. E adevărat că beneficiază de un trend crescător bazat pe greșelile PDL-ului și pe un sentiment negativ pe care oamenii l-au vis-a-vis de PDL, dar mai există și a treia opțiune, există Partidul Poporului Dan Diaconescu, care din punctul meu de vedere este o platformă pusă la dispoziție oamenilor care vor să schimbe lucrurile în țara asta, o platformă care va fi acea surpriză neluată în calcul inițial și care va face ca USL-ul să n-aibă 50% chiar în toate colegiile, cu toate cred că în marea majoritate vor avea.
Cum vedeți intrarea lui Gigi Becali în Partidul Național Liberal și aruncarea lui în bătălia pentru... Total nepotrivită. Dumnealui n-are nici în gând, nici în mânecă cu Partidul Național Liberal. Mesajele dumnealui au fost pe o cu totul altă coordonată. Și atunci credeți că nu are șanse? Credeți că e un colegiu pierdut pentru PNL, pentru nu USL, știu, practic, nu știu, în capitală? Nu, știu, nu cred. Nu știu, nu știu nimic despre configurația de acolo. El e așa un personaj pitoresc. Habar n-am. Pentru România, nu în știu general. Cine e primar, nu știu unde candidează, nu știu în ce colegiu, în ce sector, nu știu nimic. În colegiul 6, parcă, sau nu ceva. Nu pot să-mi dau cu părerea despre lucruri pe care nu le cunosc. Dar îl vedeți un politician bun, așa? Nu, are un temperament, din punctul meu de vedere, incompatibil cu calitatea de parlamentar. Da, oamenii se mai și educă în timp. Credeți că se mai schimbă oamenii după o anumită vârstă? În cazul dumnealui nu cred. Lupul își schimbă părul, dar rabul cred că rămâne cred același. Cred că în lumea fotbalului este foarte potrivit. În lumea politicii mai puțin. Am înțeles. Doamna deputat, eu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să ne fiți alături în această seară. Sigur că acum cei care v-au văzut, cei care vă cunosc, știu ce au de făcut. Cei care nu, poate au mai aflat acum foarte multe lucruri despre dumneavoastră și vor ști pe 9 decembrie pe cine să pună ștampila. Noi vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi. Dumneavoastră, domnilor și doamnelor, că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine seară cu un alt politician care dorește să ajungă în Parlamentul României. Până atunci, o seară frumoasă, vă doresc, la revedere!